Dan Cătănuș, care face parte din echipa acestui centru, să modereze lucrările mesei rotunde. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Cătănuș. Vă mulțumesc și eu și vă urez încă o dată bun venit la această primă ședință de toamnă a centrului. E o temă importantă, destul de complicată, o perioadă lungă de timp, dar noi sperăm ca intervențiile să fie relativ scurte, de 15, maxim 20 de minute, pentru a putea apoi să și discutăm, să se pună întrebări și comentarii. Profesor, vreți să spuneți câteva cuvinte? Da? Atunci îi dau cuvântul domnului profesor Marian Stroia. Domnule director Ciuceanu, domnule ministru al Republicii Ucraina, distinși colegi și distinse doamne, subiectul care ne aduce astăzi în sub cupola Centrului de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu, găzduit cu generozitate de Institutul pentru Studiul Totalitarismului, este legat de o aniversare după vremea frumoasă și fructuoasă, și anume împlinirea 135 de ani de la instituirea, ca să folosesc acest termen, a relațiilor diplomatice dintre România și statul rus. Diplomatice la nivelul cel mai înalt pe care îl permitea, bineînțeles, acea epocă. În scurta prezentare pe care încerc să vă fac, am să încerc să ating cele care mi se par mie cele mai semnificative momente care precedă acest moment din octombrie 1878. Am considerat întotdeauna că atunci când vrei să vezi cum crește un pom, știți, trebuie să-i cunoști și rădăcinile. Și rădăcinile sunt puțin cam îndepărtate, ele au vreo 240 de ani. Și ele încep într-o dimineață friguroasă de februarie 1782, la câțiva kilometri distanță de locul unde ne aflăm acum. Cei care trăiau atunci și pe care, ale căror mărturii ne putem baza, ne spun că în dimineața respectivă de 20 februarie, un alai foarte ciudat s-a îndreptat către Palatul Domnesc din București, unde se afla reședința domnitorului Nicolae Caragian. Și momentul mi s-a părut foarte semnificativ, pentru că alaiul acela cuprindea pe primul reprezentant diplomatic al Rusiei în țările române, și care se numea Serghei Ivanovici Lașcariov. Fără îndoială că, acum o să vă puneți întrebarea, Lașcariov venea din Neant, venea așa dintr-un spațiu eteric sau avea o anumită îndreptățire juridică să fie acolo? Și răspunsul meu este că este pozitiv. Pentru că el venea acolo în baza articolului 11 al tratatului de la Cuciuca-Inarcii, care dădea dreptul Rusiei să-și instaleze consul și viceconsul în orice punct, asta e formularea din articol, unde statul rus va considera de cuvință pe teritoriul Imperiului Otoman. Evident că statul rus putea să consideră unde vrea el, dar cele mai importante puncte, cel puțin din unghiul de vedere al strategiei rusești a Ecaterinei a II-a, erau capitalele. Când spun asta, mă gândesc nu numai la capitalele țărilor române de atunci, București și Iași, ci la capitalele celorlalte provincii aservite Imperiului Otoman, pentru că statutul nostru era puțin diferit în acea perioadă. Și de aceea mandatul lui Lașcariov era foarte interesant. De ce? Pentru că un lucru pe care noi nu le înțelegem astăzi este că totdeauna Rusia a avut o tradiție foarte puternică în materie de construcție diplomatică. Adică chiar în perioada Ecaterinei a II-a, care a fost foarte interesantă pentru Rusia, ei au conștientizat faptul că trebuie să pregătească cadre pentru acest domeniu, ceea ce mi-e un lucru foarte pozitiv, foarte interesant. Și atunci, pe lângă Colegiul Afacerilor Străine, cum se numea Ministerul Externe atunci sub Ecaterina, au creat o academie. Această academie avea rolul de a pregăti cadre. Iar Lașcariov era printre cei mai buni elevi acestei academii, printre absolvenții cei mai reputați. Din păcate, sub raport documentar, în momentul de față, și asta o spun cu jale și cei care lucrează pe domeniul mă înțeleg cât se poate de bine, din relatările acestui prim consul al noi în Moldova și țara românească, nu s-au păstrat decât o pagină și jumătate de rapoarte. Nu o să-ți spuneți mie că în 8 luni și jumătate cât a funcționat aici, a scris numai un singur raport către Ecaterina a II-a și către șefii lui de la Colegiul Afacerilor Externe. Nu cred așa ceva. Cred că a scris câteva zeci. Deci ele își așteaptă în continuare descoperirea și publicarea și ne vor lămuri mai mult despre ce s-a întâmplat atunci pe perimetrul medieval. În momentul acesta are o dublă semnificație. Pe de o parte, Rusia stabilește un cap de pod în țările române prin venirea acestui consul Lașcariov la București. Al doilea lucru,
exemplu, Rusia este urmat și de celelalte țări, deci puteri europene puternice din epocă. Mă gândesc la Austria, la Franța, la Prusia și celelalte, care și ele, la intervale de timp diferite, își instalează și ele consuli, urmând modelul Rusiei. Vedeți? Asta este latura externă a fenomenului. Este și o latură internă. În momentul în care acești consuli au fost instalați și au creat un mic aparat, și au creat o mică curte și au creat mici sfere de influență, s-a produs o mutație în gândirea elitei politice autohtone. Adică, în felul acesta, a devenit conștientă de faptul că face parte din elita europeană. Adică nu este numai într-o provincie de margine, Imperiul Otoman, ci prin nivelul cultural, de bogăție și de putere, reprezintă totuși o parte din elita culturală Europei. Și acea, rolul acesta foarte important, misionar cultural al consulilor, cred că trebuie relevat încă o dată și susținut cu toată tărie. În punctul de vedere al relațiilor noastre cu Rusia, sub raport diplomatic și politic, ca să mă apropii de momentul acesta 78, cred că momentul cheie, cel mai interesant și cel mai complex în egală măsură, este războiul Crimeei. Războiul Crimeei, din punctul nostru de vedere, a avut două conotații, două semnificații. Sub raportul echilibrului militar pe continent, el a arătat că Rusia rămăsese foarte, foarte mult în urmă. Deja mecanismul era atât de anacronic, încât vedeți, când discutăm astăzi despre confruntarea aceea din Crimeea de acum 160 de ani sau cât a fost. Deci, unghiul în care privim acum este, după părerea următorul. Nu de ce Rusia a pierdut războiul, că era clar că l-a pierdut, de ce nu putea să-l câștige? Nu știu dacă înțelege sensul, eu așa privesc. De ce nu putea câștiga? Și analiza e foarte complexă și arată modul în care Rusia rămăsese în urmă față de restul continentului. Păi gândiți-vă, puterile acelea aliate își transportau munițiile, soldații și proviziile din capul ăla de Europa, de la Londra și de la Marsilia. Rusia nu era în stare în 53 să aibă o cale ferată care să lege Moscova sau Petersburgul de Sevastopol. Deci calea ferată se numea la Kiev. Și de acolo se cărau cu căruțele prin roaiele Ucrainei până în Crimea. Deci dintr-o dată, cele două săptămâni care transportau occidentalii armada către Sevastopol erau durau la ușă o lună sau o lună jumătate până așa. Deci dintr-o dată, în materie de transport, rămâne rumă Rusia. Aceasta pe de-o parte. Era clar că Rusia nu avea cum să câștige războiul. În același timp, pierderea de către Rusia războiului Crimeei a avut o implicație foarte puternică și în relațiile noastre. Deci de unde până atunci regimul principate fusese acela de dominat, de protectorat împreună cu Turcia, dar de fapt el controla, din momentul acela s-a introdus regimul garanției colective, ceea ce pentru noi a fost o chestie măreață. Este replica aceea în Caragiale pusă în gura personajului Cațavencu din scrisoarea pierdută, la care noi nu ne dăm seama cât mie zare, ca să spun așa. Este replica care spune ce eram noi înainte de Crimea. Știți, tot Sala Bințescu izbucnește în râs, dar râsul nu e justificat. Pentru că Crimea a marcat o constituire fundamentală în statutul nostru, băgând de sub garanția șapte puteri, dintre care nu puteau fi de acord niciodată toate, pe aceeași idee. Și atunci ați oferea o marge de mișcare foarte, foarte puternică și foarte largă. După cum știți, urmarea războiului Crimeei au fost alegerile de la noi, a ieșit colonelul Cuza, domnul Lambertzer, nu insist. Și acum ne interesează, în perioada lui Cuza, cum au mers aceste raporturi. E foarte interesant. Vedeți, Cuza avea o poziție foarte prudentă. Era foarte conștient că Rusia nu agrease în mod deosebit unirea. N-a vrut să se încotro pentru a-și restabili echilibrul său european, se aliase cu Franța și de bine de rău, teoretic, vrusese să sprijine cel puțin de fațadă unirea. Dar în esența ei nu o dorea. Dorea, de fapt, revenirea la separația anterioară, Moldova, țara românească. Din această cauză, poziția lui Cuza a fost foarte prudentă. Și sunt două episoade care, cum să vă explic, se bat cap în cap, care arată cât de contradictorie a fost politica lui. Pe de o parte, în toamna, iarna lui 62-63, Cuza a facilitat sau a favorizat transportul de arme sârbești către, de arme rusești către Serbia. Deci un convoi de 500 de căruțe, cu muniții, cu arme, și a fost tranzitat pe teritoriul României pentru a sprijini armata sârbă în formare. Și Cuza a închis ochii. Cu toate protestele diplomatice care au fost adoptate, a lăsat. Așa. Deci, din acest punct de vedere, Rusia avea motive să fie recunoscătoare și favorabile. Asta e pe de-o parte. Pe partea elaltă, când a izbucnit insurecția polonă din 63, Cuza era totuși creștin, era filopolon, nu putea să-i lase de izbeniște pe acei insurgenți. Și atunci s-a permis tranzitul până Moldova, către Basarabia acestor insurgenți, iar în momentul în care un detașament de insurgenți polonezi format în Turcia
a încercat să treacă prin teritoriul nostru, să se ducă să se lupte în Polonia, Gruzia a oprit. Și am luat o confruntare militară la Constanța, unde aceștia au fost cu 4.000 împușcați. Deci poziția lui a fost foarte echivocă, ca să spun, și a încercat să echilibreze scorul între cele două atitudini, pro-rusă sau anti-rusă. După 11 februarie, situația s-a schimbat. Căderea lui Guzei a luat puțin cu surprindere autoritățile rusești, pentru că ei au fost informați foarte rapid și foarte prompt prin raportul din 14 februarie al secretarului de consulat de la Iași, Nicolae Lecev, și prin raportul din 25 februarie al consulului general de la București, Ofenca. Deci Rusia nu știa cum să procedeze, erau simte de ani interregnul. Între februarie și mai 66 a fost un interreg, nu s-a știut. Și în 10 mai 1866 conflictul a fost tranșat prin venirea lui principalului Carol. Momentul acesta a fost foarte interesant. Sigur că Rusia nu era prea încântată de venirea lui Carol. Carol, în primul rând, nu era principele Cuza. Provenea dintr-o familie occidentală foarte puternică. Relația lui cu Imperiul Otoman era clar că nu putea să fie aceea unui supus sau unui domnitor obedient care să sărute papucii lui Abdul Mecid, vă dați seama. Și era clar că poziția lui și față de Rusia va fi calitativ schimbată. Din această cauză, Carol, sfătuit și de cancelarul Bismarck, a căutat să adopte o poziție foarte elastică și foarte binevoitoare față de Rusia, când era la început de drum. Și de aceea, în 66 și 68, au pus două misiuni diplomatice românești către Rusia, care ambele au fost foarte bine primite la Sankt Petersburg. Acum am un raport de recunoaștere diplomatică. Noi aveam o situație foarte complicată atunci și Carol a conștientizat-o, în sensul următor. Deci noi nu aveam direct un ministru reprezentant al României la Sankt Petersburg, că nu eram un stat suveran și independent. Bun. Și atunci Carol a căutat să găsească o soluție de compromis, ca totuși să mențină o relație, pistă de legătură cu marele vecin de la Răsărit și atunci s-a găsit următoarea formulă. Cred că diplomații mă înțeleg mai bine. Deci aveam un ministru rezident la Berlin, care era Vasile Boierescu, un reprezentant diplomatic, care în egală măsură răspundea și de Viena și de Sankt Petersburg. Și el făcea, deci, naveta. O perioadă de timp se stătea la Berlin, o perioadă de timp la Viena și din când în când, pentru că legăturile în vremea aceea erau greu pe transport, se ducea și la Sankt Petersburg. Deci el nu era delegat numai pe Rusia, ci pe trei țări. Ceea ce înseamnă că reprezentarea noastră era, cum să mai spun, dispersată și neproporțională. Momentul cel mai delicat și cel mai dificil este 75-76, dacă mai îngăduie câteva minute, domnul Iași. Și am să vă spun de ce. Vedeți, în 75 s-a declanșat criza orientală prin insurgenții sârbi și muntenegreni, că s-a răsculat împotriva Imperiului Otoman. Și în aceste condiții, cele două țări, deci respectiv Imperiul Rus și România, au trebuit să-și delimiteze pozițiile. Da? Bun. Recent am căutat să găsesc noi materiale care să lămurească această poziție noastră. Când spun asta, mă refer la faptul că a existat o întâlnire la nivel înalt, un summit, ca să folosesc termenul modern, în Crimea, la Livadia, în septembrie 1876. Noi până acum, de fapt, nu știam cam cu ce am venit la masa negocierilor cele două părți. Acum știm. Există un raport din 29 sau 30 septembrie 1876 care a fost întocmit de consilierul cancelarului ministrului de externe rus de atunci, Gorciakov, care se numea Jomini, un mare specialist în istoria relațiilor militare. Și Jomini trebuia să, întrucât marea parte a cabinetului rus de frunte cu țarul se afla în Crimea pentru a pregăti războiul, rămăsese un fel de, cum să mă exprim eu, de cabinet de serviciu, deci o echipă de legătură la Sankt Petersburg. Și pentru Ministerul de Externe, această echipă de legătură a condusă de Nicolae Karlovici Ghirs. Și atunci, consilierul Gorciakov de la Livadia trebuia să-i raporteze zilnic cu Ghirs ce se întâmplă și fiecare parte cu ce vine la negocieri. Și avem acest raport din sfârșitul septembrie în care spune, zice, Brătian a venit cu propuneri. E o chestie care nici eu nu știam și le cunosc cinstit. Și spune așa, ce vor să fie în avangardă, spune, Jomini, asta înseamnă că vreau să participe la război cu trupe, deci țara noastră. Și pentru aceasta, și aici e partea cea mai interesantă, vor așa, vor independența, vor recunoașterea regatului, deci încă nu eram principați, care încă nu avea statutul de rege, și Dobrogea. Deci astea sunt cele trei cerințe, cele trei pretenții, cu care vine Brătianu și echipa sa guvernamentală la Livadia.
cel puțin așa ne spune Jomi, nici n-am motive să nu cred. Și acum noi vrem să știm, bineînțeles, și poziția părții ruse, că fiecare parte își exprimă dorințele. Și multă vreme noi n-am avut acces la acest răspuns al părții ruse, pentru că el se găsea în fondul casa regală de la Arhivele Statului din București, care n-a fost accesibil decât foarte târziu, după 1989, și folosind acest fond, doamna Georgeta Filite a publicat în semnerul lui Ion Bălăcean, un ambasador român în perioada aceea. Bălăcean era foarte bun prieten cu Brătianu. Și atunci textul pe care e reprodus în memoria lui Bălăcean explică care a fost poziția părții ruse. Și Bălăceanu, care sunt convins că nu minte, ne dă relația pe care a transmis-o Brătianu despre acea întâlnire. La sfârșitul întrebărilor, spune el, într-o seară, țarul l-a chemat împreună cu țarina, l-au chemat pe țarul Alexandru al II-lea, l-a chemat pe Brătianu la o cafea. I s-a aprins o țigare și țarul a spus următoarele. Zice, din punctul de vedere al teritoriului nu este o problemă. Rusia are destul. Nu este asta o problemă. Dar, zice, tatăl meu, strămoșul nostru, Nicolae I, a pierdut o parte de teritoriu prin pacea de la Paris. Și este o datorie de cuvioasă și pioasă recunoștință față de tatăl meu să dau de rădusii și atât. Rusia până acum a pierdut o bucățică de teritoriu. Din memoria că tatăl meu mă obligă să recuperez acest teritoriu. Și vorba de sigur de cele trei județe din sudul Basarabiei. Și la care Bălăceanu l-a întrebat, și tu n-ai spus nimic? Și Brătianu spune, nu, n-am spus nimic. Din momentul acela era clar care era scopul Rusiei în acest război și care era poziția noastră. Vedeți, poziția aceasta s-a tranșat în 1878 la Congresul de la Berlin, pentru că cel de la San Ștefano n-a fost recunoscut de Aeropagul European. Acum m-am tot gândit, vedeți? Oricât de puternice erau contradicțiile dintre puterile europene atunci. Nu puteai să-i refuzi Rusiei, vorbesc în prisma occidentală. Nu puteai să-i refuzi Rusiei cele trei județe. Participase la un război. Câștigase război. Impusese niște condiții pe care occidentalii le-au acceptat și le-au mai ajustat, ca să spun așa. Dar cele trei județe trebuia să-i dea intră, din punctul lor de vedere. Și atunci Bismarck a mediat în acest sens. Pe de altă parte, și România trebuia să primească niște compensații, pentru că știți că în prima fază rușii au respins propunerea noastră de cooperare militară și au fost nevoiți să recurg la sprijinul armatei române, că situația a devenit în peninsula balcanică critică. Și atunci, în chip de echivalență pe plan diplomatic, României, ceea ce promisese Gorcea Comisare cu o prescut independența, i s-au luat cele trei județe până decizia Congresului de la Berlin, și întrucât există tot un principiu echivalenței în raportul între state, mai ales între state mari, trebuie să-i se dea o compensație. Și această compensație a constat în Dobrogea pe care Rusia a primit-o de la Imperiul Otoman la sfârșitul războiului și a dat-o în contrapartidă României pentru cele trei județe. Vedeți, noi încă nu înțelegem mentalitatea acelei societăți de acum 135 de ani. Dezamăgirea a fost atât de mare, deci ați înțeles pretențiile cu care plecase Brătianu la Livadă. El exprima puterea societății, asta era optica generală. Vrem Dobrogea prin independența, vrem regat. Bineînțeles să rămânem și cu cele trei județe, dacă se poate. Și pentru că s-a văzut că nu o să rămâi cu ele, dezamăgirea în opinia publică a fost atât de mare, încât se gândeau să renunțe chiar la chestia cu independența. Deci a fost o perioadă de mare dezamăgire populară și cel care a conștientizat că trebuie să accepte situația creată și să recunoască faptul că a fost principele Carol I. Și de aceea, la cam o lună după terminarea Congresului de la Paris, ambasadorul, agentul diplomatic rus de la București, a întrebat guvernul român dacă România este hotărâtă să recunoască deciziile Congresului de la Berlin. Și cu jale în suflet și Gogălinceanu, care a ministrul de externe, și Brătianu, au recunoscut că, deși deciziile de la Berlin nu sunt exact cele la care s-a așteptat guvernul român, ele va pune în aplicare. Înțelegeți ce înseamnă asta? Înseamnă că tu vei crea o comisie care va stabili zona de frontieră și că vei proceda la un transfer de teritorii în spiritul deciziei de la Berlin. Și atunci, apăcare de consecință, în chip foarte logic și de să vă spun, înțelepciune diplomatică, la 9 octombrie, deci exact acum 135 de ani, agentul diplomatic rus la București, Dimitrie Stoar, a prezentat Ministerului de Externe
traducere scrisorilor de acreditare cu care era mandatat de către suveranul său, de către Alexandru al II-lea, prin care devenea reprezentant diplomatic cu rangul de agent diplomatic, deci oarecum echivalent cu ambasador în ziua de azi, al Imperiului Rus la București. Și a cerut să-i se fixeze o zi pentru audiența de prezentare, ziua fiind data de 15 noiembrie. În contrapartidă, și reprezentantul nostru la Sankt Petersburg, generalul Iacob Ghica, cel care facilitase tranzitul armelor sărbești și avea o plăcută relație de cooperare cu partenerii ruși, a fost primită la audiență, dacă vă amintesc, pe 29 noiembrie, deci ceva mai târziu, de către țarul Alexandru al II-lea și a prezentat scrisorile sale de acreditare. Deci, din toamna la 1878, relațiile ruso-române la nivel diplomatic au fost la cel mai înalt nivel pe care îl permitea epoca respectivă și au deschis o cale de dezvoltare foarte interesantă a raportului dintre cele două țări, pe care cei care trăiau în acel moment sigur nu puteau să-și o anticipeze. Dar momentul octombrie 1878 este foarte important și faptul că Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Costaniu a considerat necesar să-i acorde atenția și să-l analizeze pentru discuție de ziua de azi, este un lucru cât se poate de frumos și ne arată că, de fapt, relațiile noastre cu Rusia și, în general, cu vecinii noștri, eu zic că cel mai important este să căutăm ceea ce ne leagă și nu ceea ce ne deosebește, ne desparte. Mulțumesc foarte mult! O expunere care întotdeauna urmărită cu mare plăcere.